Свободу. Пропунем. Да. Фракционный президент пропунем модификация пункта 2. Чи экспонер выпун нового. Dacă vii cu altă propunere, întrebarea mea e... Deci, haideți, contraziți una cu alta, dacă este aici, nu mai trebuie să fie comisia asta, nu? Nu, noi avem comisie. Nu este comisie disciplinară. Ce asta e? Expună public, vă rog să o faceți, dar ședătorile le facem în altă parte. Dacă sunt, mai sunt propuneri la subiect, da, denotați, dacă nu, sunt votului propunerea colegului. Ce este pentru suplimentarea proiectului număr 11, și anume, numărul, da, domnul Tonu. S-o mai anunț încă o dată? Dacă este un microfon în sală, dacă nu, vă rog, să faceți de la... Se putea zice, ești președintele Dragoșului. Prin intermediul disciplină, se inițiază procedura disciplinară. Revederea tragerea la răspunsere, disciplinarea persoanelor care se fac vinovate de abatere. N-are treabă Consiliul aici, oameni buni. N-are treabă Consiliul aici, degeaba faci comisia asta. Disciplinară este vorba de... Cu aparatul Consiliului. Nu Consiliul o atrage la disciplină, bine, n-are dreptul, dar comisia disciplinară. Dar comisia trebuie să fie din aparatul. Consiliul are decizia privind inițierea comunală. Este hotărâre de guvern. Comisie, e. Consiliul revine la peliu. Consiliul disciplinară poate apărea la 6, se inițiază la 6 luni, la abate, cu condiții. Cât timp a trecut de la abate? Deci Consiliul n-are ușor. Nu doi. Doi juriști, trei colegi. Eu voi supune votului propunerea privind modificarea a proiectului numărul 11. Păi în punctul 3 deja control asupra executării și în punctul 2 este alt genul. Nu se... Cumva nu se... Bacă și bacă. Da, bacă și bacă. Și în modul 3, puterea modificare
să privim asigurarea efectării nu domnul Vici, și din raionul, dar domnul și din raionul. Domnul Dragoș. Sunt domnul disciplină. Da, vă spun. Haideți cu dumneavoastră, ați spus că sunt doi juriști și doi păreri, da? De momentul când este... De momentul când este deschis dosarul penal, ce comisie este deschis dosarul pe care se ocupa încheia chestia asta? Ce comisie putem să facem noi, dar este încheia pe care este totuși dosarul? Gândiți-vă logică, logică. Aia patru plăiere, înțeleg? Sunt obligat să supun votului propunerea făcută de consilierul Ciocan. Cine este pentru modificarea? Modificarea proiectului decis și anume, modificarea punctului 2 și 6 în sali. Facem mâine, domnul consilier. Sigur că spate un lucru. Propunerea a fost acceptată. Supun votului integral proiectul decizie numărul 11. Cine este pentru? Sectorul 1. Sectorul 2. 5. Sectorul 3. 0. Împotrivă. Sectorul 1. 0. Sectorul 2. 7. Sectorul 3. 3. Abține. Sectorul 1, 0, sectorul 2, 0, sectorul 3, 5. Vă mulțumesc. Următoarea chestiune pe ordine de zi este...